Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Iată, ne-am apropiat din nou de weekend. Sunt sigură că ați terminat cu toate treburile și v-ați așezat confortabil în fața televizorului sau în fața calculatorului. Și iată, ora 21 aduce noi răspunsuri pentru întrebările dumneavoastră. În această seară, ca de obicei, vineri seara, răspunde Biblia. Cornel Dărvășan este alături de mine și în această seară, dar până să-l salut și să începem să răspundem întrebărilor dumneavoastră, aș vrea să vă spun o scurtă povestioară. Este vorba de o noapte geroasă în care ningea foarte frumos. Era cândva în apropierea Crăciunului. Mama și copiii erau frumos îmbrăcați, pregătiți să meargă la biserică, dar tatăl era îmbrăcat în haine lejere de casă. Soția s-a gândit, înainte să iasă pe ușă, să mai facă o ultimă încercare și l-a rugat să îi însoțească la biserică. A refuzat categoric, a zis că lucrurile astea cu creștinii, nu sunt de el. Mama împreună cu cei doi copii au plecat la biserică. Tatăl a închis ușa și chiar era foarte încântat că focul ardea încet și era foarte cald în casă și chiar se gândea că va citi ceva și va sta relaxat. Dar în timp ce se îndrepta către fotoliu, pe geam, cu coada ochiului, ceva s-a mișcat și el a zărit. S-a uitat mai bine și a văzut că era vorba de 3 pui de pisică. În momentul în care i-a zărit, cum mergeau încet, se chinuiau de fapt să meargă prin zăpada mare, imediat s-a gândit, acești 3 pui de pisică, dacă rămân aici, mai ales dacă cât de frig este și cum bate vântul, sigur vor muri. Așa că, rapid, a luat o haină pe el, s-a încălțat și a ieșit să încerce să cheme pisicuțele în casă. Imediat cum a deschis ușa, a început să le strige, pis, 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 vină încoace, haideți că să intrați la căldură. Pisicile, evident, când au văzut străinul, cum a ieșit dintr-o dată, așa a dat buluc afară, s-au speriat și au alergat. El a făcut câțiva pași, a avut intenția de a alerga după ele, dar văzând că sunt atât de speriate, n-a putut să facă altceva decât să le strige. Cum se strigă o pisicuță. Pis, 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 vină încoace, veniți încoace, sigur veți muri dacă veți rămâne pe gerul acesta afară. Dar pisicile s-au făcut nevăzute. În acel moment, dezamăgit, se întorcea către casă și se gândea, am făcut tot ceea ce am putut, ce puteam să fac mai mult pentru aceste pisicuțe? Și deodată s-a gândit, cred că dacă m-aș fi întors printre ele și aș fi fost și eu o pisică, aș fi putut să vorbesc cu ele, poate m-ar fi ascultat. Aș fi putut să le spun ce trebuie să facă și cum trebuie să facă, astfel încât să nu petreacă noaptea în ger și să moară. Dar ce să fac? Nu pot fi o pisică. Stătea și se gândea iar. Dacă aș fi fost o pisică, de fapt, sigur le-aș fi convins. Aș fi vorbit pe limba lor și le-aș fi dat toate indicațiile. După care s-a uitat așa puțin contrariat în întuneric și a zis, dacă aș fi fost o pisică și aș fi comunicat cu ele, poate că ar fi primit mesajul meu dacă n-ar fi fost încuiate la cap. Na, asta este. S-a întors și când a dat să închidă ușa, în depărtare undeva s-a auzit clopotul bisericii. A rămas pe loc, a așteptat câteva secunde, după care a închis ușa, s-a așezat pe genunchi și a început să plângă. Mântuitorul nostru a venit pe pământ în chip de om, un copilaș. El ne-a spus tot ceea ce trebuia să facem și tot ce trebuie să facem pentru a fi mântuiți. Iată această minune. Mulți dintre creștini sărbătoresc cu ocazia Crăciunului nașterea Mântuitorului. Nu contează când s-a născut. Cel mai important este că El a venit și vrea ca noi toți să fim salvați. Vrea să credem în El și mai ales să citim din Scriptură și să înțelegem tot ceea ce trebuie să facem pentru a putea ajunge în cer. Cornel, te salut! Bună seara, Dana, bună seara, dragi prieteni! În această seară, să știi că aș vrea să începem chiar cu câteva întrebări referitoare la Crăciun, pentru că este doar la câteva zile depărtare și mai ales întrebările pe care le-am postat astăzi pe pagina noastră de Facebook, chiar ele vreau să fie primele, pentru că sunt oameni care au transmis aceste întrebări și vreau să clarificăm aceste aspecte.
Ce se sărbătorește de fapt cu ocazia Crăciunului? Nașterea Domnului Isus? Bună seara, încă o dată mă bucur că suntem cu noi, sunteți cu noi în această seară. Vă rugăm să distribuiți emisiunea noastră pentru ca cât mai mulți creștini să poată să aibă acces la ea. Depinde de creștini ce sărbătoresc. Unii sărbătoresc pur și simplu tăierea porcului, alții sărbătoresc nașterea Domnului. Noi nu suntem nici în categoria celor care sărbătoresc, nici în categoria celor care neglijează total această perioadă a anului. Nu suntem fățarnici, dar nu avem o sărbătoare, nu avem o poruncă expresă în Biblie de la Dumnezeu să sărbați ziua nașterii mele. Singurele porunci ale lui Dumnezeu în Noul Testament sunt trei. Sabatul, care rămâne valabil și în Noul Testament, cina Domnului și botezul. Acestea trei sunt în mod explicit arătate și în viața lui Iisus și în viața ucenicilor și așa mai departe. Celelalte sunt convenționale. Dar ideea că Iisus a născut este adevărată. Noi ne bucurăm că Iisus a născut și putem să cântăm despre asta și nu ne este rușine. O altă întrebare cu privire la Crăciun. Ce părere ai despre obiceiurile creștinilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă? Să împodobim bradul, să primim colindătorii, facem cozonat și mâncare specifică? Mulțumesc pentru această întrebare. Am predat 3 ani de zile folclor la Universitatea Emanuel din Oradea. Am avut privilegiul acesta și cu ocazia acelei sesiuni de predare. Am scris, cred că, printre singurele articole existente în mod științific în România astăzi, care se referă la teologie și folclor. Cum putem să îmbinăm aceste două lucruri, teologia și folclorul, și cum putem să nu ne încurcăm în lucruri? Și studiind problema în amănunțime, noi avem folcloriști de excepție în România. Aș aminti câțiva. Simeon Florea Marian, spre exemplu. Tache Papa Hagi. Sunt Ovidiu Papadima, Horia Bernea. Oameni care au... Ernest Bernea, Horia este fiul lui. Oameni care au o deosebită pătrundere în folclor românesc și care culeg tot ceea ce mai putea fi cules. E bine, în această lucrare pe care am scris-o, în această abordare, am înțeles un singur lucru, și anume, atunci când un obicei folcloric nu contravine legilor divine, ci este o chestiune de tradiție care nu contravine legilor divine, noi nu putem să spunem că este păcat și că este interzis. Sunt multe obiceiuri creștine, tradiționale, care poate ven din precreștinism, dar care nu contravin legii lui Dumnezeu. Da? Spre exemplu, a cânta despre nașterea Domnului Iisus Hristos nu este nimic păcătos în asta. Este chiar indicat ca să cânți despre asta, ca să cânți despre Hristos, despre nașterea Lui, despre moartea Lui, despre învierea Lui. Nu e nimic păcătos aici. A te închina însă Fecioarei, a te închina lui Iosif, a te închina într-un sens în care Biblia nu recomandă, de asemenea este nepotrivit. Contrazice legilor Sfintelor Scripturii. De aceea, orice obicei, orice practică, în momentul în care nu contrazice Biblia, noi putem să o practicăm sau să-l practicăm. În momentul în care contrazice Biblia, noi rămânem la ce stă scris. Acesta este criteriul simplu pe care eu l-am descoperit și pe care îl recomand și dragilor noștri privitori. Acum, domnule, da bradu, vorba aia, bradu, întrebarea mea este, este vreunul dintre noi creștini care se închină bradului? Nu. Dacă nu ne închinăm bradului, e greșit ca să aduci un brad în casă, ca să miroase frumos, să se bucure copiii ca un simbol al primăverii veșnice? Nu avem nicio poruncă expresă care să interzică aducerea unui lemn în casă, doar aducerea unui lemn cu scopul de a te închina. Nimeni nu se închină astăzi dintre creștini bradului. E bine, spunea unul să zică, domnule, feriți-vă de tot ce se pare rău. Acum, dacă acești creștini doresc să se ferească de tot ce se pare rău, le-aș recomanda ca să nu se mai plimbe pe autostrăzi.
Pentru că autostrăzile au fost dibuite de o minte genială în rău a lui Adolf Hitler. Și zic, domnule, dar la început păgânismul a fost așa, că se închinau copacului. Domnule, nu mă interesează pe mine ce a fost la început păgânismul cu se închina copacului. Eu mă închin copacului? Nu mă închin copacului. Dacă nu mă închin copacului, a avea un miros deosebit iarna în casă, nu cred că este un păcat. Da, Hitler a fost un ucigaș de oameni. Bun, și-a conceput autostrăzile. De ce vă plimbați pe autostrăzi? De ce vă mai dați cu parfumul Hugo Boss? Pentru că Hugo Boss este o agenție care a cumpărat și a fabricat haine pentru naziști. Adică, cum să zic, e un spirit creștin foarte interesant. Zice, noi nu bem alcool, dar nu bem nici bere fără alcool, ca nu cumva cuvântul bere să... Dom'le, atunci de ce mănânci cârnați de soia? Dacă bea bere fără alcool este o problemă, de ce mănânci cârnați de soia? Că tot cârnați sunt și cârnații la origine sunt de fapt... Înțelegi ce vreau să spun? Vreau să ajung. Adică noi nu luăm lucrurile în felul acesta. Ce reprezintă ele pentru noi? Asta este problema. Noi ne închinăm Mariei? Nu. Ne închinăm copacului? Nu. Facem bucurii copiilor? Da. Este greșit în a face bucurii copiilor? Nu. Noi nu păstrăm această zi ca o sărbătoare pe care Dumnezeu ne-a poruncit-o, dar cu ocazia în care oamenii sunt deschiși să audă mesajul nașterii Domnului Iisus, transmite și noi acest mesaj, pentru că este o realitate. Hristos a născut. O să încerc să fiu mai scurt. Te rog. Nicoleta întreabă așa. Când se va lua harul? Atunci când toți au hotărât de partea cui sunt? Când Dumnezeu va îngădui lucrul acesta, este clar că în conflictul final e vorba despre închinarea adevărată și închinarea falsă. Când fiecare om va hotărâ de partea cui va fi, de partea lui Dumnezeu sau de partea omului, harul lui Dumnezeu nu va mai mijloci pentru locuitorii vinovați ai păcatului, ai pământului. Și atunci Dumnezeu va zice cine este drept, va fi drept și mai departe. Dar lucrul acesta se va face în planul lui Dumnezeu. Noi nu putem da statistici. Tot Nicoleta vrea să știe dacă biserica va fi luată înainte de necazul cel mare și dacă se va mai reconstrui templul de la Ierusalim. Biserica nu va fi luată înainte de necazul cel mare. Aceasta este o idee care nu se află în Biblie. Biserica lui Dumnezeu va fi trecută prin necazul cel mare și lucrul acesta l-afirmă Sfânta Scriptură. Spune prorocul Daniel, în capitolul 12, versetul 1, vremea aceea va fi o vreme de strâmtorare, când n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta, doar că Dumnezeu va ocroti pe poporul său în acele vremuri de strâmtorare. Există o teorie care spune că templul din Ierusalim va fi rezidit. Donald Trump este un pic influențat de această teorie, încercând să agite spiritele, spunând că Ierusalimul este capitala Israelului. Asta se urmărește. Donald Trump este influențat foarte mult de evanghelici americani, care au această teorie. Se spune că pe locul acelei moschei a lui Omar va fi reconstruit templul, că acolo e templul lui Solomon și acolo trebuie reconstruit și acolo se va așeza anticristul dându-se drept Dumnezeu. Eu nu cred în această teorie a reconstruirii templului din Ierusalim. Eu cred că în 2 Tesaloniceni, acolo unde se vorbește despre faptul că arhiamăgitorul se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu, se vorbește de fapt despre biserica lui Dumnezeu, despre poporul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Și Martin Luther a făcut lumină în legătură cu problema aceasta. Dar dacă se va întâmpla ceva de genul reconstrucția templului, vom vedea, ne vom deschide ochii și vom fi vigilenți. Evrei, capitolul 6, versetele 4 și 6, pentru Nichi, dacă poți să le explici, tu, te rog. Evrei, capitolul 6, 4 și 6, spune că dacă unii au gustat darul ceresc și totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie barjocoric. Apostolul Pavel, în versetul 9 și 10, spune: măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. De ce așteaptă lucruri mai bune dacă totuși unii nu mai pot fi salvați? Nu despre asta este vorba aici. E vorba despre păcatul împotriva Duhului Sfânt. Când un om își pierde interesul pentru cele spirituale, el nu mai poate fi salvat, pentru că nu mai dorește să fie salvat. Nu că Dumnezeu n-ar putea să-l salveze. E vorba despre a călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, a stărui într-un păcat despre care tu poți să zici că nu e așa păcat, și să numești răul bine și bine rău și până la urmă, așa cum a făcut Iuda, neglijezi lupta împotriva conștiinței, adică neglijezi lupta cu cugetul și lupți împotriva conștiinței și ajungi să părăsești pe Dumnezeu și să șoptească Satan la ureche: ești prea
păcătos, nu mai poți fi salvat. Ei, când ai căzut în felul acesta, nu mai poți fi salvat, nu pentru că Dumnezeu nu poate să te primească, ci pentru că tu nu vrei. Așa că, să crezi, Nichi, dragul meu, acel text al Domnului Iisus Hristos care spune: pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Așa că tu câtă vreme vrei să vii la Domnul Hristos, nu ești pierdut și ești în brațele Lui. Succes! Marian vrea să știe ce ar trebui să facă de Crăciun ca să fie mai bine văzut înaintea Domnului Dumnezeu. Mai zi o dată. Ce ar trebui să facem de Crăciun ca să fim mai bine văzuți înaintea Domnului Dumnezeu? Matei 25, ce putem face și în alte ocazii ale anului, dar cu atât mai mult cu cât acum instituțiile sunt deschise. Am fost gol, m-ați îmbrăcat, am fost bolnav, ați venit să mă vedeți, am fost în temniță, ați venit pe la mine. Am fost flăun, mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit. Aceste lucruri se pot face în această ocazie cu atât mai mult cu cât oamenii sunt deschiși să primească, să deschidă ușile și să fie slujiți. Aici scrie cineva John Chris. Mi-aduc aminte de acest domn, e domnul care refuză sau omite întrebările incomode. Am citit și eu. Nu refuz nicio întrebare, John Chris. Poți să încerci. Da, doar eu poate nu găsesc toate întrebările aici în live, dar da. În principiu am citit cam... Care este poporul lui? Uite, întreabă John Chris. Care este poporul lui Dumnezeu? Am găsit în live aici. Poți să răspund la ea? Da, bineînțeles. Poporul lui Dumnezeu, zice cuvântul lui Dumnezeu, este acel popor care... păzește poruncile lui Dumnezeu și are credința lui Isus. În Apocalipsa, capitolul 14, versetul 12, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Și în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 17, se spune: și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Isus. Acesta este poporul lui Dumnezeu în zilele din urmă. Spune-te, lui Florin, unde este scaunul lui Satan? Scaunul de domnia lui Satana, din punct de vedere geografic, nu știu unde este localizat, însă în contextul în care Satana se identifică pe sine cu un anumit popor, probabil că în sânul acelui popor care luptă împotriva lui Dumnezeu și închinării adevărate, se poate numi scaunul de sinagogă al Satanei. Florin întreabă: ce este un idol? Un idol este orice lucru, obiect, ființă care ocupă rolul lui Dumnezeu în viața noastră și căruia noi îi dăm atenție mai mult decât lui Dumnezeu, ca autoritate în viața noastră, devine un idol. Horvat, sabatul de astăzi nu s-a pierdut cumva de-a lungul veacurilor cu atâtea reforme calendaristice, cu calendarul lunar, nu se potrivește nicicum. Nu s-a pierdut sabatul pentru simplu motiv că evreii au aceeași sâmbătă ca și noi astăzi, iar calendarul lor este separat de alte intervenții. Mai mult decât atât, s-a schimbat calendarul o singură dată în istorie, când o zi de joi a fost urmată de o zi de vineri, dacă nu mă înșel, în anul 1582. Mă uitam aici că cineva spunea că singurul argument este Biblia și că ar trebui ca John să-și reformuleze întrebarea pentru tine. Asta este și scopul nostru din această seară, să răspundem din Biblie. O secundă să citesc o altă întrebare, că în live deocamdată n-am mai găsit. Spune-i, te rog, Olimpiei, Cornel, de ce unii adventiști folosesc cuvântul Crăciun? Pentru că așa se spune la această sărbătoare din punct de vedere popular. Mie nu-mi place prea mult de domnul acesta Crăciun, despre care se spune că a fost stăpânul staului în care s-a născut Iisus, și pentru că Maica Domnului a intrat acolo să îl nască pe Domnul, datorită insistenței soției lui, el de ciudă i-a tăiat mâinile acest Crăciun și se zice că Maica Domnului i-a vindecat mâinile doamnei Crăciun. Și de atunci el a devenit credincios și i-a părut rău și așa mai departe. Și de atunci moșii s-au personalizat în Moș Crăciun. Cuvântul Crăciun a ajuns un cuvânt de marketing foarte rostit și e foarte greu să faci slalom pe lângă el. Uite că John a mai pus încă o întrebare. Cine e creatorul Domnului și ce dovezi aduceți în afară de Biblie în legătură cu existența Domnului? Dumnezeu înseamnă cel ce există prin sine însuși, eu sunt cel ce sunt. Noi credem că Dumnezeu este necreat,
că așa cum la început în teoria evoluționistă și în teoria aceasta hazardului a existat o masă supracondensată care a explodat din naștere Big Bang-ului și tuturor celorlalte planete, noi credem că la început a fost Dumnezeu, iar dovezile existenței lui Dumnezeu, argumentele mai bine existenței lui Dumnezeu, sunt și extrabiblice. Natura și echilibrul său, trupul uman, dacă veți întreba pe un medic că este posibil ca toate mecanismele din trupul uman să fie apărut la întâmplare, vă va spune că este imposibil lucrul acesta. Avem foarte multe argumente pentru existența lui Dumnezeu și în afara Bibliei. Dar noi credem că așa cum ai nevoie de credință pentru a ști că Dumnezeu a fost la început, ai nevoie de aceeași credință sau poate puțin mai mare să crezi că omul a apărut din maimuță sau că omul este un produs al hazardului, ai nevoie de mare credință. Este ca și când ar avea loc o explozie într-o tipografie și ar ieși la milimetru o carte superbă, să zicem, istoria literaturii române la origine până în prezent, de George Călinescu, la punct și virgulă și fără nicio greșeală. Este imposibil teoretic lucrul acesta. Alin întreabă următorul lucru. E bine să spunem prietenilor, colegilor de muncă și să le urăm Crăciun fericit? E bine ca atunci când avem o relație cu prietenii noștri, cu iudeii să fim iudei, cu grecii să fim greci, fără să încălcăm principiile lui Dumnezeu. Așadar, dacă oamenii aceștia sărbătoresc în felul lor, nu este niciun păcat să le spui sărbători fericite. Nicoleta spune că cineva a întrebat dacă e păcat să ții duminica. Ideea este că nu-mi plac întrebările cu e păcat să. Eu cred că sunt foarte mulți oameni credincioși care țin duminica. Și cred că, datorită ținerii acestei zile, datorită predicării în ziua de duminică, foarte multe suflete au fost salvate de la mari dezastre. Criminali au fost opriți din demersurile lor, oamenii au fost opriți din a păcătui prin predicarea în ziua de duminică. Cred însă că, conform Sfintelor Scripturi, închinarea corectă este în ziua a șaptea săptămânii, așa cum stă scris peste tot în Biblie. De aceea noi respectăm pe toți aceia care se închină într-o altă zi, dar credem că cea mai importantă zi și cea mai sfântă zi în care ne putem închina este ziua a șaptea a sabatului. Cineva întreba, stai să văd cum o cheamă. Daniela, dacă Dumnezeu dă viață, de ce nu este femeie? Dacă Dumnezeu dă viață, de ce nu este femeie? Exact. Pentru că nu putem noi să discutăm, să stabilim despre sexul lui Dumnezeu în aceste momente. Se certau la un moment dat părinții bisericești despre sexul îngerilor. Unii ziceau că sunt de parte masculină, alții de parte feminină, că îl cheamă Gavril și așa mai departe. Dumnezeu este Duh, spune cuvântul lui Dumnezeu, și cine se închină lui, se închină în Duh și în adevăr. De asemenea însă Dumnezeu, de multe ori, se personifică în variantă feminină, știai? Zice, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina pui sub aripi și n-ați vrut. Mai mult decât atât, zice, poate o femeie să-și uite copilul pe care îl alăptează, chiar dacă l-ar uita, eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată, Dumnezeu se identifică pe sine ca și o mamă. Mai mult decât atât, în Luca la capitolul 15, zice, trei pilde. Pilda oi pierdute, pilda bănuțului pierdut și pilda fiului risipitor. A doua pildă, pilda bănuțului pierdut, îl reprezintă tot pe Dumnezeu. Și zice așa, sau care femeie care are 10 dinari și pierde pe unul dintre ei, nu mătură casa, nu ia o lumină și nu curăță tot și face tot posibilul până când găsește acel dinar. Acesta este iar personificat lui Dumnezeu, care face tot efortul ca să ne găsească pe mine și pe tine, pe aceia care nici măcar nu știm că suntem pierduți, bănuțul pierdut. John te întreabă dacă e adevărat că pământul este plat. Nu este plat pământul, John. Biblia spune că pământul joacă pe rotocolul său. Rotocol înseamnă rotund. Există expresii care spun cele patru colțuri ale pământului. Lucrul acesta semnifică punctele cardinale. Există poezie care vorbește despre colțurile pământului, poezie ebraică. Nu înseamnă că pământul este în colțuri, ci înseamnă că pământul este rotund, așa cum scrie în Sfânta Scriptură. Jucând pe rotocolul pământului său. Rotocol înseamnă rotund. Sferă. Da. Da. Cosminel, de ce Dumnezeu, cu toată puterea lui pe care o are, nu-l omoară pe Satan? De ce?
Pentru că mai are puțin. Și păcatul și păcătoșii nu vor mai exista. Doar că dacă l-ar omorî pe satana la un timp nepotrivit în istoria Universului, lucrurile ar putea degenera și mai mult. Dumnezeu nu l-a omorât pe satana din start, pentru că nimeni nu știa care este calea unde va duce satana. Iar acum, bătălia se duce la nivel spiritual. Satana reclamă că are nevoie și el de a-și timp, de a-și prezenta filozofia. Și în viața multor oameni îl câștigă. Și el spune, Dumnezeu, vezi, eu am dreptate. Eu guvernez pe pământ. Și Dumnezeu îi zice, nu, cu ocazia lui Iov. Iov este șef pe pământ. Ai văzut pe robul meu, Iov? Și această luptă între bine și rău se duce la nivelul fiecărui suflet. Dar în curând Dumnezeu va zdrobi pe satana sub picioarele noastre. Și este o făgăduință biblică. Ludovic vrea să știe, dacă Dumnezeu este dragoste, de ce a creat iadul? Dragii mei, din perspectiva Bibliei și din perspectiva ceea ce înțeleg din Biblie, iadul acum nu există. Iadul va exista la sfârșit, iazul de foc, care este moartea a doua, unde vor fi aruncat îngerii și diavolul și îngerii lui și păcătoșii, pentru ca pământul acesta să fie curățit. Dar ideea unui Dumnezeu care prăjește milioane de ani în iad și prăjește de mii de ani în iad pe unii care au murit, nu este biblică. John, de ce orice am face păcătuim? Este foarte activ John în această seară și vrea să afle multe răspunsuri de la tine. Da, cred că e suficient să punem întrebările lui John ca să-i dovedim că domnul cu ochelari nu trece neglijent pe lângă întrebările lui. Da. John, pentru că noi suntem păcătoși, vânduți rău păcatului și acțiunile noastre bune uneori sunt ca o haină mânjită. Pentru că o facem, ori de câte ori facem un bine, facem cu scopuri păcătoase de foarte multe ori. Facem un bine ca să fim văzuți, facem un bine ca să dăm bine la televizor, facem un bine ca să vadă alții și așa mai departe. Atunci când Hristos face binele în viața noastră, când Dumnezeu este acela care ne stăpânește, noi nu facem noi binele, uităm binele pe care l-am făcut, dar Dumnezeu îl contabilizează. Spune-i, te rog, lui Sara, ce înseamnă binecuvântarea la un copil? Binecuvântarea la un copil înseamnă o dedicare specială pe care părinții aleg să o facă pentru copilul lor înaintea lui Dumnezeu. Iisus a binecuvântat copiii, era un obicei al lui, să îi îmbrațe și să roage lui Dumnezeu pentru ei. Ucenicii au încercat să-l oprească, dar Iisus a zis, lăsați copilași să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția celor este a unora ca ei. Așadar, binecuvântarea este o înzestrare specială pe care Dumnezeu poate să ofere celor care cer lucrul acesta. Și în cazul copiilor, este singura variantă biblică pentru care părintele poate să o ceară pentru copilul său. Părintele nu poate să ceară pentru copilul său botezul, deși se face lucrul acesta, dar în mod biblic nu se poate. O binecuvântare poate să o ceară pentru că este biblic. Ludovic mai întreba următorul lucru. De ce zice Biblia că o femeie este necurată când naște o fetiță? Suntem în Vechiul Testament aici, unde spune, cum o cheamă? Ludovic. Ludovic spune lucrul acesta. Erau niște legi ale curățirii, erau niște legi ale igienei, în vremurile în care femeile nu aveau posibilitățile igienice pe care le aveau astăzi. De aceea trebuia să treacă un anumit timp pentru a te reface în organismul tău. De aceea uneori această necurăție dura până seara când te atingeai de un mort, ca să nu contaminezi, să nu te umpli de microbi și să dai altora. Erau niște legi pe care Dumnezeu a hotărât să fie respectate. Acum, în mod onest, nu știu de ce atunci când năștea o fetiță era necurată, când năștea un băiat nu era atât de necurată. Nu am o explicație pentru chestia asta, dar având în vedere că așa a spus Dumnezeu, înseamnă că așa trebuia să facă femeia. Vasile, atunci când Dumnezeu poruncea oamenilor să treacă prin sabie un popor cu copii cu tot, ce se întâmpla cu porunca sa să nu ucizi? E o întrebare foarte grea. E o întrebare foarte grea. Omuciderea era porunca pe care Dumnezeu o dăduse în contextul unei civilizații pe care Dumnezeu voia a lui. El conducea printr-o teocrație, el conducea poporul Israel. N-aveau voie să ucizi, în mod special pe cel care nu-ți făcea niciun rău, pe fratele tău. Însă sunt promotorii combatanți ai creștinismului până astăzi care spun că într-un război nu este păcat să ucizi.
Eu cred că noi trebuie să fim necombatanți din punctul ăsta de vedere. De asemenea, nu pot să judec pe Dumnezeu care a spus să nu ucizi, dar în același timp îi spune lui Adam, lui Avram, adu jertfă fiul tău, ardere de tot, până când în ultimul moment îi oprește mâna. Nu pot să judec pe Dumnezeu pentru dramatismul unor evenimente din Vechiul Testament în care trebuie să treacă copiii prin ascuțișul săbiei. Am citit însă lucruri îngrozitoare despre acele popoare care au fost trecute prin ascuțișul săbiei și știu că dacă ar fi de ales între a muri un copil printr-o singură lovitură de sabie sau a muri un copil prăjit la foc mic în cinstea lui Moloch, aș alege ca să moară un copil într-o lovitură de sabie. Adică noi oamenii suntem gata să ridicăm pumnul amenințător la Dumnezeu și să zicem, a, Dumnezeu rău, Dumnezeu Vechiul Testament, cum a putut Dumnezeu să facă așa ceva? Sau altă idee, că de fapt scriitorul biblic a exagerat, că Dumnezeu n-a vrut niciodată. Și e adevărat că Dumnezeu nu a intenționat asta la început. Pentru că spune, viespele bondărești vor merge înaintea ta și vor izgoni din țară pe cananiți, hetiți, fereziți, doar că ei au luat armele. Și atunci lucrurile au căpătat niște alte dimensiuni. Tema războiului sfânt este una dificilă, dureroasă, cu toate inadvertențele și lipsa lor de logică, aceste idei nu mă fac să mă gândesc decât la un singur lucru, și anume Dumnezeu este suveran, iar eu aleg să mă încred în acest Dumnezeu suveran, chiar dacă nu înțeleg pe deplin toate aspectele pe care le prezintă în Vechiul Testament. Valentina, vrea să-i explici Evrei, capitolul 9, versetul 12. Evrei 9 cu 12, ia să vedem ce spune. A intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țapte viței, cu unțul sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Valentina se referă la faptul că în doctrina adventistă de ziua șaptea se susține faptul că Iisus a intrat în locul preasfânt, în Sfânta Sfintelor, în anul 1844, la sfârșitul perioadei lungi profetice de 2300 de seri. Adevărul este că în limba greacă traducerea aceasta este în locurile sfinte, nu neapărat în locul preasfânt, ci în locurile sfinte a intrat Iisus, în templu, în cer, unde își face lucrarea Lui. În același timp, eu pot să spun că nu cred că Iisus este limitat geografic în cer, că n-are voie într-un loc sau n-are voie într-alt loc, ci vreau să spun că eu cred că înainte de a aduce o sentință, trebuie să aibă loc în cer o judecată. Adventiștii numesc această judecată de dinaintea sentinței, înaintea venirea Domnului Iisus Hristos, judecata de cercetare sau judecata pre-adventă. Noi credem că această judecată pre-adventă a început în anul 1844, odată cu sfârșitul cele mai lungi profeții din Biblie, 2300 de seri și dimineți, 2300 de ani din Daniel 8 cu 14. E bine, noi credem că Iisus începe ultima lucrare în favoarea omului, lucrarea de ispășire în Sfânta Sfintelor. Acum, în aceste zile. În același timp însă, credința mea personală este că Domnul Iisus nu este limitat geografic. Adică până 1844 n-a avut voie în Sfânta Sfintelor, după 1844 are voie în Sfânta Sfintelor. Pentru că Iisus este atotputernic, este omniprezent, este cu prerogativele Dumnezeirii. Însă cred că cu ocazia ultimei judecăți a lui Dumnezeu pentru poporul său, Domnul Iisus face o lucrare în favoarea neamului omenesc în Sfânta Sfintelor. Imediat să găsesc întrebarea. Da, Ioana. Amos, capitolul 5, versetele 18, 20 și 21, ar dori să le explici. Amos 5. Amos 5, cât? 18, 20 18. Și 21. Vai de cei ce doresc ziua Domnului! Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Va fi întuneric și nu lumine. Veți fi ca un om care fuge înaintea lui un leu, pe care îl întâlnește un urs, care când ajunge acasă își lasă mâna pe zid și îl mușcă un șarpe. Nu va fi oare ziua Domnului întuneric în loc de lumină? Nu va fi întunecoasă fără strălucire? Eu urăsc și disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să vă sufăr adunările de sărbătoare. 21. Eu urăsc așa. Despre ce este vorba aici? Este vorba despre acei oameni superficiali pe care îi întâlnim și în ziua de astăzi și care sunt ipocriți. Merg la biserică cu gânduri de ucigaș în inimă și se prefac zicând să vină Domnul odată să scăpăm de toate relele din lumea asta. Vai de voi că vă gândiți în felul ăsta, zice Amos, că Domnul pentru astfel de exemplare ipocrite va aduce o zi de întuneric, nu de lumină. Adică tu poți să aștepți ziua Domnului în momentul în care tânjești în mod sincer după Iisus, nu tânjești după
acest Iisus care să-ți distrugă ție dușmanii pe care ai din orgoliu. Nu. Deci ziua Domnului va fi întuneric pentru cei ipocriți, care țin sărbători și fac tot felul de mătănii, dar de fapt în inima lor ei sunt departe de Dumnezeu. Asta vrea să spună Amos. Octi vrea să știe când știm că harul lui Dumnezeu s-a încheiat. Nu știm. Nu e niciun semn. Nu știm. Știm doar că trebuie să fim credincioși în ultima parte a timpului. Adriana, pune o întrebare destul de dificilă. O pereche, el și ea, din lume amândoi, se căsătoresc. El o duce pe ea între timp la biserică, ea devine creștină, dar el nu. Se acceptă divorțul în acest caz? Cine să dea divorț? Doar pentru ce? Că el e creștin și că ea nu e creștină? Ca credințe diferite. Apostolul Pavel și Sfânta Scriptură vorbește în felul următor. Familia ar trebui păstrată cu toate eforturile posibile. Dacă un frate credincios este împreună cu soția necredincioasă, să nu se despartă de ea, dacă soția necredincioasă vrea să trăiască mai departe cu el. Pentru că fratele credincios sfințește soția necredincioasă, sau invers, soție credincioasă, fratele necredincios. Ei se sfințesc unul pe celălalt, de la credință merge spre necredință. Însă dacă cel necredincios nu mai dorește să trăiască cu cel credincios din cauza credinței, Cuvântul Dumnezeu spune că ei nu mai sunt legați în felul acesta. Adică nu poți obliga pe cineva să stea lângă tine. Nu poți obliga pe cineva în orice condiții să stea lângă tine. Pentru că sunt și familii creștine în care cineva a hotărât să nu-și mai facă responsabilitățile de tată sau de mamă și să-și bată joc de partener. Dumnezeu, idealul lui Dumnezeu este împreună pentru veșnicie. Însă în contexte foarte dificile, când cineva abuzează pe cineva, când cineva își bate joc de cineva, când cineva înșală pe celălalt, Dumnezeu nu vede de bine continuarea într-un astfel de vacarm și într-un astfel de context absolut dramatic. Nicoleta vrea să-i explici Romani, capitolul 14, versetul 6. Dragă Nicoleta, te rog să asculți de pe YouTube mesajele mele cu privire la de la Edenul pierdut la Edenul regăsit. Am exact o predică întreagă despre Romani, capitolul 14, versetul 6, texte grele. Acolo spune că cine socotește o zi mai presus decât alta, o face pentru Domnul. Doar că în Romani, capitolul 14, pot să spun în scurt că se referă acest pasaj la îngăduința creștinească. Asta înseamnă că nu se are în vedere legea lui Dumnezeu aici, nici poruncile lui Dumnezeu, nici măcar ziua de închinare, care este ziua a șaptea, pentru că nu poți să spui în același context cine fură pentru Domnul fură, cine nu fură pentru Domnul nu fură, cine minte pentru Domnul minte, cine nu minte pentru Domnul nu minte. Apostolul Pavel în capitolul 14, versetul 1 spune: primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbe asupra părerilor îndoielnice. Chestiunile care țin de legea lui Dumnezeu sunt chestiuni îndoielnice sau sunt chestiuni veșnice? Eu cred că sunt chestiuni veșnice. De aceea, credem că în Roman capitolul 14, versetul 6 se vorbește despre acele sabate, acele sărbători, despre care vorbește și Coloseni în capitolul 2, versetul 16, care erau niște umbre ale lucrurilor viitoare, respectiv sabatul Paștelui, ziua Ispășirii, sărbătoarea corturilor și alte sabate, care priveau în viitor spre împlinirea acestor umbre care era în persoana Domnului Iisus Hristos. Unii dintre creștini mai păstrau aceste sărbători, alții nu mai păstrau. De aceea Pavel zice: fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine socotește o zi mai presus decât alta, pentru Domnul o face. Cine nu, pentru Domnul o face. Dar în acest context nu se ia în discuție problema închinării în ziua de sabat. Mircea spune așa: s-a pierdut o zi conform Bibliei. Un papă a decalat zilele săptămânii pentru o sărbătoare. Cum știm că sabatul e azi aceeași cu sabatul de la început? Conform Bibliei s-a pierdut o zi, însă nu a urmat de luni, miercuri. S-a întâmplat lucrul acesta înainte de venirea Domnului Iisus. Când a venit Domnul Hristos, s-a închinat în acea zi a șaptea a săptămânii pe care a avut-o și Moise și s-a păstrat din generație în generație de la ieșirea din Egipt, pentru că, dați-vă voie să vă spun un lucru, în Deuteronom, capitolul 5, versetul 12, dacă nu mă înșel, Moise spune că de aceea și tu ai fost rob în țara Egiptului, de aceea te-a scos Dumnezeu de acolo cu mână tare și cu braț întins ca să ții ziua de odihnă. Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu
a scos pe poporul Israel din Egipt a fost și aceea că poporul Israel în Egipt nu putea să țină ziua de odihnă. Era în robie, îi căsăpeau egiptenii. De aceea Dumnezeu i-a scos ca să țină și a învățat să țină ziua de odihnă. E bine, acea zi de odihnă a fost ținută și de Isus. Și spuneam, acest papă a făcut ca o zi de joi să fie urmată de o zi de vineri, chiar dacă a scos câteva zile din calendar. Ciclul săptămânar de luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă nu s-a schimbat niciodată în trecerea timpului. De aceea noi știm cu certitudine astăzi că sabatul nostru de astăzi, care a început la sfințitul soarelui, este aceeași zi, a păstrat același ciclu al săptămânii pe care l-are și Domnul Iisus Hristos, l-a ținut și Domnul Iisus Hristos. Adrian pune o întrebare mai sensibilă. Acest canal aparține Bisericii Adventiste sau v-ați separat? Ce eveniment a produs această rupere, dacă este o rupere? Nu este o rupere. Canalul acesta nu aparține Bisericii Adventiste. Noi suntem adventiști de ziua șaptea, dar nu avem o rupere de biserică. Noi suntem majoritatea membrii ai Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Credem în principiile Bisericii Adventiste ziua șaptea, doar că avem o altă lucrare, suntem pe online, suntem în internet, nu avem nimic împotriva Bisericii Adventiste ziua șaptea și majoritatea dintre noi credem în învățăturile Bibliei așa cum le învață Biserica Adventistă. Nu avem schismă, nu ne dorim să ne separăm, ne dorim colaborarea. După observați, sunt mulți artiști care vin la noi și care cântă peste tot. Nu avem adversitate, ne dorim ca lucrurile să fie bineînțelese și să meargă bine înainte. Florin a pus o întrebare vis-a-vis de divorțul de mai devreme și da. Te întreba, se poate recăsători cel care se desparte? Cel care a fost părăsit? Sau celălalt? Dragilor, problema aceasta a divorțului și ale căsătoririi este una foarte sensibilă. Este foarte greu să vorbesc despre acest subiect, pentru că la un moment dat orice aș spune poate fi folosit. Cred cu tărie în ceea ce spune Sfânta Scriptură, că idealul lui Dumnezeu rămâne idealul lui Dumnezeu și cred de asemenea că atunci când abuzul, când înșelarea intervine într-o căsnicie, e o rupere acolo, iar oamenii decât să ardă mai bine să se căsătorească. Așa spune Apostolul Pavel. Iulian pune o întrebare mai filozofică. Rugăciunea este cosmică, eterică sau umană, individualizată de nevoile psihice ale fiecăruia dintre noi, transcende ritualului? Da, cred că rugăciunea transcende ritualului. Noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu cu mintea, fiind conectați la tronul lui Dumnezeu, cu imaginația noastră, spunând ceea ce avem în suflet, nu neapărat rostind anumite rugăciuni scrise de alții, dar nu cred că este niciun păcat să citești sau să spui niște rugăciuni pe care alți oameni le-au făcut, dacă aceste rugăciuni corespund cu spiritul Bibliei. Ca să dau un exemplu, spiritul Bibliei spune ca să nu ne rugăm la nimeni altcineva decât la Dumnezeu. Dacă ar fi să ne rugăm la oameni, noi nu ne rugăm la oameni. Mimi pune două întrebări și o să-ți le citesc, au legătură. Sunt mântuiți toți creștinii sau doar cei care țin sabatul? Și încă o întrebare, de ce se cred adventiștii mai buni ca cei care nu țin sabatul? Dragă Mimi, noi nu suntem la tronul lui Dumnezeu ca să spunem ăsta va fi mântuit, ăsta nu va fi mântuit. Adventiștii nu pot să mântuiască pe nimeni și noi nu ne credem mai buni. Nu, dimpotrivă, dacă stai de vorbă cu noi, vei vedea că ne credem ticăloși, nenorociți, săraciori și goi. Nu ne credem mai buni. Dar ceea ce am primit de la Dumnezeu spune și altora, și anume, închinarea adevărată, așa cum a lăsat-o Dumnezeu în Sfânta Scriptură, dacă este vorba despre o zi de închinare, este ziua șaptea săptămânii sâmbătă, nu există niciun text de la Genesis la Apocalips care să legitimeze o altă zi de închinare decât cea pe care a lăsat-o Dumnezeu. Asta nu înseamnă că suntem mai grozavi, asta nu înseamnă că suntem mai deștepți, asta nu înseamnă că noi nu putem pierde mântuirea pentru alte lucruri. Pentru că spune Apostolul Iacov în 2, capitolul 10, cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. În același timp însă ne dorim ca să nu încălcăm cu bună știință nici măcar una dintre poruncile lui Dumnezeu și să spunem că e ok.
Nu e ok. Indiferent ce porunca lui Dumnezeu încălcăm. De aceea Dumnezeu să ne dea umilință, înțelepciune și să știm cum să punem problema aceasta. Costel, te întreabă următorul lucru. Ascultă Dumnezeu rugăciunea dacă nu vrei să respecti cele 10 porunci? Nu prea știu dacă, de ce te-ai rugat dacă nu respecti poruncile, dar dacă e cineva în cazul acesta. Dacă nu vrei, foarte interesant a pus Costel întrebarea. E cineva dintre noi care respectă cele 10 porunci? E cineva dintre noi? Dragilor, lucrurile sunt sensibile. Dumnezeu spune în Isaia capitolul 59, nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte. Păcatele voastre îl împiedică să vă asculte. Noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu oricând. Chiar atunci când suntem zdrobiți și când am căzut acolo, în groapă, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu. Și dacă suntem sinceri, Dumnezeu ne ascultă și ne ridică. Doar că nu cred că este bine să ne jucăm cu Dumnezeu. Adică ne rugăm și spunem cât de mult aș putea să păcătuiesc pentru ca totuși să fiu mântuit? Și las că oricum Dumnezeu e bun și ne iartă. Nu cred că trebuie să ne rugăm cu Dumnezeu, ne jucăm cu Dumnezeu în felul acesta. De aceea, ori de câte ori cădem și înainte să cădem, noi trebuie să ne rugăm, să ne prindem puterea de Dumnezeu, dar să nu existe în noi acest spirit. Nu vreau să ascult, că oricum Dumnezeu mă iartă. Pentru că în momentul în care noi nu vrem să ascultăm, noi ne depărtăm de Dumnezeu. Și într-o zi nu vom mai auzi vocea Duhului Sfânt. Asta este problema. Riza Marian spune că a scris o întrebare și e important pentru el răspunsul, numai că eu nu am găsit întrebarea. Dacă ai putea să o scrii încă o dată, ar fi ideal, că stau cu ochii acum chiar pe live și imediat cum apare o voi cite lui Cornel. Până atunci, răspunde-te rogului Mircea. Ce înțelegeți prin închinare în Duh și adevăr? Închinarea în Duh și adevăr este închinarea conform Sfintelor Scripturi interioară în sufletul nostru, raportarea la Dumnezeu în inima noastră conform adevărului Bibliei. Asta înseamnă închinarea în Duh și în adevăr. Cornel, mare putere are rugăciunea fierbinte. Care este această rugăciune? Cum adică fierbinte, probabil la asta se referă. Cu ardoare, o rugăciune preocupată, sinceritate, preocupare, pasiune în a te ruga sincer înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă rugăciunea fierbinte. Preduț Rațiu întreabă următorul lucru. Este adevărat că religia adventistă a fost creată de o femeie cu probleme psihice? Asta a fost întrebată și ea la rândul ei. Da, religia adventistă n-a fost creată de o femeie. Foarte mulți cercetători superficiali vorbesc despre faptul că Ellen White, unul dintre pionierii de bază ai Bisericii Adventiste, care este o femeie și despre care noi credem că a avut viziuni de la Dumnezeu, ar fi fost bolnavă psihic. Vreau să citiți 5 pagini din Ellen White să vedeți dacă puteți să o diagnosticați ca fiind bolnavă psihic pe femeia aceasta, care a scris niște lucruri absolut extraordinare despre Dumnezeu. Unele dintre ele spune că Dumnezeu le-a descoperit. Noi credem că tot ceea ce este în armonie cu Biblia, pe care a scris orice autor, putem să primim. Noi credem că ceea ce a scris Ellen White este în armonie cu Biblia și o considerăm un comentator inspirat al Sfintelor Scripturii. Iulian, cred că am mai scris o dată întrebarea și acum o repetă. Cum se numește prima fată care a fost fructul iubirii dintre fiii Cain și Abel cu mama lor Eva? Nu scrie în Biblie cum se numește soția lui Cain, presupun că despre asta este vorba. Doar că la început Dumnezeu a dat porunca: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Eva și Adam au avut 2 copii, Cain și Abel. După aceea, în capitolul 4, în final, se spune și în capitolul 5 că Adam și Eva au mai avut fii și fiice. Cain s-a împreunat cu nevasta și a dat un fiu. Asta înseamnă că Cain s-a căsătorit cu sora lui, pentru că așa a fost la început. Nu era un incest atunci când Dumnezeu a poruncit. Abia mai târziu, când a venit perioada Leviticului, Dumnezeu a hotărât ca surorile și frații să nu se mai căsătorească unii cu alții. Fratele să nu descopere goliciunea sorei sale, sora să nu descopere goliciunea fratelui său. Ok, încă puțin.
Adrian, dacă nu este nici adulter într-o căsnicie, nu are loc nici decesul și are loc despărțirea, mai pot fi mântuit dacă mă recăsătoresc? Dragul meu, ți-am spus, mântuirea aparține lui Dumnezeu. Nu putem ști care este verdictul cu privire la mântuire. Lucrurile sunt complicate, de aceea este recomandat ca să facem tot ce putem pentru a ne salva căsnicia, în contextul în care nu se mai poate decât să ardă, repet ce spune Apostolul Pavel, mai bine cineva să se recăsătorească. Cerc să văd dacă ne-a transmis întrebarea lui Marian Giza, dar văd că nu a mai scris. Te rog să îi răspunzi la Viniei. Când va avea loc răpirea, înainte sau după necazul cel mare? După necazul cel mare va avea loc răpirea, dar răpirea nu este așa cum învață cultele evanghelice în general. Biblia vorbește despre o răpire, dar niciodată nu vorbește despre o răpire secretă, ci răpirea înseamnă revenirea Domnului Iisus Hristos, așa cum se află în Întâi Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16 și 17, unde spune că însuși Domnul, cu un strigăt, cu trâmbița lui Dumnezeu și cu glasul unui arhanghel, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Această trâmbiță e atât de puternică încât învie morții. Nu e vorba de nimic secret aici, e vorba de o răpire la venirea Domnului Iisus Hristos, care se întâmplă după Marea Strâmtorare. Emanuel, cei care țin sabatul duminică, ce se întâmplă cu ei? Foarte bună întrebare, Emanuel. Și aici am mai întrebat încă o chestiune tot în aceeași legătură. Cei care țin duminica, sabatul, adică penticostalii, pot fi mântuiți? Dragilor, încă o dată, nu mă întrebați pe mine cine poate fi mântuit și cine nu poate fi mântuit. Pentru că eu nu sunt ajutorul lui Dumnezeu ca să spun cine poate fi mântuit și cine nu poate fi mântuit. Noi credem că orice călcare de lege în mod intenționat este păcat. Și păcatul este fără de lege. Păcatul ne separă de Dumnezeu. De aceea, orice păcat intenționat poate să ducă la moarte. Sunt foarte mulți credincioși sinceri, care niciodată nu și-au pus problema unei zile de închinare. Dumnezeu va judeca în dreptul fiecăruia. Noi spunem cum ni s-a descoperit și care este idealul lui Dumnezeu pentru noi. Alex dorește să doarmă liniștit în această seară și o întrebare pentru el. Unde a dispărut chivotul? Vreau un răspuns. Alex, se pare că pe vremea lui Ieremia preoții l-au ascuns. Nu știm unde. Există o felul de speculații. Unii zic că ar fi undeva sub locul unde ar fi fost răstignit Domnul Iisus Hristos, undeva pe Muntele Moria. Și acolo va fi redescoperit înainte de venirea Domnului pentru a se arăta cele 10 porunci. Dar cu certitudine nu pot să știu acum unde este chivotul. Cosminel, din punct de vedere medical totul este ok. Ce trebuie să citesc sau cum să mă rog pentru a avea un copil? Dragă Cosminel, mă bucur că ai pus întrebarea aceasta. Roagă-te în felul următor. Doamne, dacă este voia ta să am un copil, dă-mi un copil. Dacă tu crezi că eu nu sunt pregătit să am un copil, nu-mi dau un copil. Sau poate că Dumnezeu are o experiență cu tine în felul următor. Dacă tu îți dorești neapărat un copil și crezi că ai fi capabil să fii părinte, poți să înfiezi un copil. Așa că roagă-te lui Dumnezeu să-ți spună în sufletul tău exact ceea ce trebuie făcut și cum trebuie acționat. O ultimă întrebare, Cornel, că din nefericire mai este doar un minut, maximum două, până începe emisiunea următoare. Trebuie să o terminăm pe a noastră, de fapt, în două minute. Biblia, Adina scrie, Biblia în forma actuală a fost recunoscută ca inspirată de Dumnezeu de oameni. Mai există scrierile apocrife considerate neinspirate? Care este garanția că este inspirată? Sunt câteva criterii de deosebire între cărțile inspirate pe care biserica creștină le-a considerat inspirate și cărțile pe care biserica creștină le-a considerat neinspirate. Să vă dau un exemplu. Unul dintre criteriile de canonicitate a fost faptul că Iisus citează din cărțile Vechiului Testament doar din cele inspirate. Adică Iisus nu citează niciodată, spre exemplu, din Iisus fiul lui Sirah sau din Bel și Balaurul sau din istoria Suzanei sau din războaia Macabeilor. Iisus citează din Isaia, din Daniel, Iisus citează din Moise, din proroci, dar nu citează din aceste cărți. Acesta este un criteriu de canonicitate. Un alt criteriu care mi-aduc acum aminte a fost că Biserica Creștină a hotărât ca scrierile canonice sunt acelea care vorbesc despre Mesia, care l-au pe Mesia în prim plan. El trebuie să fie prezent. În spirit, cum este, spre exemplu, în cartea lui Estera,
deși nu există numele lui Dumnezeu în Cartea Esterei, dar totuși e o luptă al diavolului împotriva poporului Dumnezeu. De ce? Ca să nu se mai nască Mesia în cadrul poporului, să nu se mai împlinească profeția. Sau toate celelalte cărțile Vechiului Testament vorbesc despre Mesia. Cărțile apocrife nu vorbesc despre Mesia în felul acesta. Biserica a ales prin Duhul Sfânt, cred eu, cărțile canonice și cărțile necanonice. Mulțumesc foarte mult, Cornel, pentru răspunsuri și pentru prezența din această seară. Mulțumesc și eu. O mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Mă uitam aici, Gabriela a întrebat de brad de Crăciun. După ce se termină live-ul, să te uiți, pentru că la începutul emisiunii Cornel a vorbit despre acest lucru. Iar pentru cei care spuneți că nu am reușit să vă citesc întrebările, să știți că în live eu am un număr limitat de comentarii, 20 sau 25. Pe măsură ce vin comentarii noi, cele vechi dispar. Eu pot să le văd pe toate doar în momentul în care se termină emisiunea. Așadar, dacă din ele am mai scăpat, este pentru că mă uitam la Cornel sau nu am fost atentă și au dispărut pe măsură ce au comentat ceilalți. Dar stați fără grijă, pentru că după ce se termină live-ul, eu mă voi uita, voi vedea care sunt întrebările pe care nu le-am adresat lui Cornel, le voi nota și săptămâna viitoare să avem o ediție specială în care vom încerca să răspundem tuturor celor care ne-au scris în această seară, dar și mai sunt întrebări rămase fără răspuns din emisiunile anterioare. Așadar, vinerea viitoare la ora 21 răspunde Biblia din nou cu Cornel Dărvășan și aceste întrebări vor avea un răspuns. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Vă doresc un weekend odihnitor, plin de pace, să aveți un timp frumos în familie alături de cei dragi și să ne revedem cu bine vinerea viitoare.